Ne-am întors în direct cu invitatul jurnalului. Astăzi se află alături de noi domnul Radu Botez, viceprimar la primăria municipiului Iași. Bună seara și bine ați revenit Bună la noi. Bună seara. Iată, întâi mai muncitoresc, alții sunt pentru ieșeni aici cu subiecte foarte interesante și vrem să aflăm care sunt noutățile la primăria Iași atât din ultima perioadă. Nu ne-am văzut de ceva timp. Da, în primul rând sunt elementele, aș putea zice, curente de primăvară. Există o toaletare a zonelor din oraș într-o anumită ordine, de aceea persoanele care doresc cumva cu nerăbdare, iarăși cuvântul poate este perimat, toaletarea copacilor din zona respectivă, trebuie să înțeleagă că există o anumită programare și o anumită posibilitate din partea primăriei de a acționa în diferitele zone. Lucrul acesta se întâmplă pe cartiere. Pe de altă parte, începe campania de asfaltare a anului 2018. Am cam terminat, sau cel puțin pot spune că în linii mari s-a cam terminat campania de plombări, pentru că majoritatea zonelor au necesitat după această iarnă plombări, străzile respective. Am avut chiar străzi importante, șoseaua Bucium, calea Chișinăului, care s-au deteriorat. De fapt, în principal străzile care nu au fost complet reabilitate, care nu au avut o reabilitare completă, cum sunt, nu știu, Canta, Nicolae, Iorga, celelalte, sau Splaiul Bahluiului, celelalte străzi au necesitat această plombare. Avem o serie de proiecte care urmează să fie finalizate în acest an, respectiv Bulevardul Primăverii. Avem o serie de proiecte din alte domenii, locurile de joacă, câteva terenuri de sport. S-a terminat proiectarea la 5 terenuri de sport și urmează a fi realizate în acest an. Sperăm noi, pentru că totdeauna spun sperăm, pentru că după proiectare urmează faza de licitație și am avut cazuri, aș putea zice, deosebit de importante, malul drept a Bahluiului, de exemplu, unde au fost contestații și din această cauză lucrurile nu s-au întâmplat în ritmul în care am fi dorit noi. Și aici chiar pot spune că aș putea zice că am avut noroc cu acea licitație pentru autobuze, care a fost clară și nu avem acum de așteptat luni și luni pentru a o pune în practică, ci sigur, după cum știți și dumneavoastră, toate acele 88 de autobuze au sosit, cu celelalte 12 pe care le-am achiziționat anterior. Avem un parc semnificativ, aș putea zice cu siguranță cel mai modern din țară în ceea ce privește transportul în comun. Și aici, iarăși, trebuie să facem de fiecare dată cumva o diferențiere clară între modul populist de a pune problema și modul realist. Pentru că sunt orașe care, într-un mod foarte populist, la întrebarea aveți autobuze electrice? Spun suscitare, da, avem. Nu mai contează că au 3, 4, 5 și le-au cumpărat numai pentru a putea spune că au autobuze electrice, ci sigur aceste elemente pot fi permanent nuanțate, astfel încât modul acesta populist de a pune problema să denote o total alt grad de angajare a administrațiilor respective față de realitate. Noi într-un viitor sperăm să terminăm modernizarea parcului de mijloace de transport. În acest sens, vor mai veni câteva tramvaie din Germania. Nici de acolo nu putem să mai aducem foarte multe, pentru că cei de acolo nu au reușit să-și schimbe parcul în ritmul în care ar fi dorit, tot din motive financiare. Probabil vom fi în stare să cumpărăm și câteva tramvaie noi pentru a putea și noi răspunde la întrebarea dacă aveți tramvaie noi, da, dar repet, diferența este foarte mare. Un tramvai nou dublu articulat costă în jur de 2 milioane, iar noi l-am achiziționat cu modernizări la nivelul anului 2014 cu 29.000 de euro.
aici, intrând într-adevăr după aceea și transportul, vreo 13.000, a ajuns la vreo 42.000. Oricum nu 2 milioane, adică putem să luăm 50 de tramvaie, cum vor apărea într-un viitor apropiat pe stradă, 50 de tramvaie modernizate la nivelul anului 2018 într-un tramvai nou. Și destul de cumva dificil de a spune cum este mai bine. Vor apărea pe stradă aceste tramvaie, sunt în ultimele probe, pentru că au trebuit foarte multe probe, atât tehnice cât și de siguranță, securitate. Acum circulă noaptea cu saci de nisip ca să aibă o anumită încărcare, fiind permanent incluse tot felul de verificări pentru a nu avea mai departe surprize, pentru că diferența de electronică în principal, dar diferența anilor între aceste tramvaie și cele pe care le avem noi acum pe stradă este foarte, foarte mare. Pentru că tot ați adus în discuție lucrurile care se întâmplă la compania de transport public în comun, mai aveți și alte urgențe pe care intenționați să le rezolvați. Iată, cu parcul auto cumva ați acoperit necesarul. Cred că deja cu autobuzele noi vă faceți față la tot necesarul de persoane care îl folosesc. Da, urgență sigur este cea dată de cumva terminarea infrastructurii feroviare, adică feroviare în sensul liniilor de tramvai. Deci sperăm noi anul acesta să reușim cu fonduri europene să pornim reabilitarea bucăților rămase, podul Roș, Țesătura, ieșirea spre Dancu, tot bulevardul Tudor Vladimirescu, unde un rol important îl va avea, sigur, și reabilitarea podului din zona respectivă și lărgirea străzii la 4 benzi între Facultate de Chimie și MOL. Există câteva puncte din acestea nevralgice pe care, sigur, trebuie să le abordăm într-un mod care să conducă la o fluență a circulației în oraș și la o modernizare a infrastructurii. Numărul de mașini, știți că a crescut exponențial, străzile aproape au rămas aceleași și în acest fel ne punem o serie de probleme dorind crearea tot felul de noi posibilități de circulație de-a lungul căi ferate undeva paralel cu bulevardul Poitiers, pentru că în zona respectivă încep să apară dorințe de a se construi foarte, foarte mult în zona firmei continentale, în partea respectivă. Dorim să avem o trecere de la baza 3 direct spre malurile Bahluiului și construcția unui nou pod acolo pentru iarăși a fluidiza circulația, nu numai dinspre strada Bucium, este cea care trece pe la Carrefour, dar și dinspre viitoarele construcții care vor apărea pe platforma fostei fabrici Nicolina. Număr mare de locuințe probabil și va trebui să avem modalități de a scoate din incinta respectivă și a aduce sigur la loc mașinile respective. Ați amintit de Dancu și cred că mulți dintre locuitorii din zonă și cei care folosesc această arteră importantă se întreabă când va fi reabilitată în totalitate această stradă și mai ales că spuneați că se intenționează refacerea infrastructurii, cred că atunci va fi refăcută și strada în totalitate. Da, noi avem, deci este realizat proiectul respectiv. Sperăm cât mai repede să pornească finanțarea pe această axă 4-1, unde în primă fază avem 50 ceva de milioane de euro. Noi sperăm să reușim proiecte de o valoare mai mare, pentru că din anii anteriori am tras concluzia că banii alocați pe o anumită zonă nu reușesc să fie folosiți de toate administrațiile, de aceea noi suntem pregătiți cu proiecte de, cred că la ora actuală, de vreo 85 de milioane, dacă vom avea finanțare. Oricum ar fi, acea zonă urmează să fie reabilitată și mai mult decât atât, probabil va deveni o zonă foarte important într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, având în vedere că
se va realiza într-un sfârșit podul de la Ungheni, podul rutier, și zona respectivă va fi o zonă de tranzit, iar pe de altă parte un viitor drum care să poată fi folosit și pentru, pentru zona cargo a aeroportului, deci un drum fără curbe, mai lat, să poată fi folosit de, de camioane, va porni spre aeroport tot din acea zonă, undeva de pe direcția podului Sfântul Ion, este ultimul pod de pe teritoriul municipiului în, în aval. Deci cam mai multe axe importante vor, vor trece pe acolo și probabil va fi o zonă în, în dezvoltare în următorii ani. Ne întoarcem puțin la asfaltările acestea de primăvară, pentru că suntem curioși să aflăm și dacă strada dintre Cug, cred că zic bine, și până la limita cu Miroslava va fi refăcută, modernizată. Sunt diverse șeni care cu siguranță așteaptă o minune, da, acolo. Va fi modernizată strada din... din zona, este cunoscută zona Belvedere, de lângă Biserica Catolică, spre Miroslava. Acea stradă este strada de acces importantă spre Miroslava și va fi, sigur, modernizată. În principal, zona deteriorată, este o zonă deteriorată care va fi complet refăcută, iar aici, la, la intrarea dinspre șoseaua Nicolina, proiectul prevede lărgirea ei la, la 3 benzi. Oricum, pentru cei din Miroslava, pentru că din ce în ce mai multe persoane fac naveta din Miroslava, un plus va fi și construcția podului din zona Cicoarei, pod la care proiectarea este complet terminată și care sperăm noi anul acesta va fi licitat și va, va începe construcția acestui pod. De asemenea, avem proiectarea, avem studiul fezabilitate terminat, dar și cu soluții tehnice pentru acele pasarele rutiere din zona Poduroș, care va, sigur vor contribui la o fluidizare a traficului în zona Poduroș. Acestea în ce stadiu sunt? Am terminat studiile fezabilitate, au fost mai multe variante și acum urmează propriu-zis proiectarea, care nu va dura câteva luni. Deci, probabil vom fi în stare undeva până la sfârșitul anului să avem licitația în ceea ce privește construcția, iar termenul cel puțin discutat la ora actuală, mai sunt unele detalii tehnice în funcție de câteva soluții care vor fi abordate acolo pe partea metalică sau pe partea de beton. În funcție de aceste soluții, este, termenul este undeva între 24 și 30 de luni. Pentru că suntem tot la capitolul trafic și infrastructură, mă gândeam că ați mai avut întâlniri cu cei din Comisia de Circulație, ați mai găsit soluții, variante, opțiuni pentru a fluidiza traficul măcar în orele de vârf? Da, permanent avem discuții în acest sens. Urmează realizarea unei semaforizări în zona Tribunalului Curții de Apel, deci în partea aceasta din Târgu Cucului. Iarăși o modificare care va fluidiza traficul în zona pasarelei Socola spre drumul creierea unei benzi de stocare spre zona 3 Fântâni, spre drumul respectiv. Acolo, existând o problemă reală, a început construcția mai multor blocuri în zona respectivă și, sigur, strada principală, șoseaua Bucium, nu poate prelua traficul și dinspre Vișani, și dinspre Trei Fântâni, și dinspre Bârnova, și tot ce s-a construit și se mai dorește a se construi în Bucium. Acolo avem o problemă reală în această zonă a Buciumului, problemă care, mai mult sau mai puțin, va începe să apară și în ceea ce privește Alea Sadoveanu în Copou, pentru că au apărut construcții de locuințe colective în zona respectivă și acest lucru se va vedea în trafic în perioada următoare, în sensul în următorii ani, și acolo vrem să semaforizăm două treceri de pietoni din trei, pentru că la orele de vârf
traficul pietonal dinspre Cămine spre facultate este foarte segmentat, foarte secvențial, în așa fel încât nu există o fluență a traficului auto. Avem această dificultate de a negocia cumva discuțiile între trafic auto, traficul pietonal și traficul mijloacelor de transport în comun. Zic și traficul mijloacelor de transport în comun pentru că tot așa avem discuții intense unde și de ce să lăsăm traficul auto prin zona refugiilor, a stațiilor de tramvai în principal, și încercăm de fiecare dată să împăcăm și pe unii și pe alții, pentru că sunt unii care locuiesc acolo și spun, dom'le, n-am unde să-mi lăs mașina, alții spun, mine nu mă interesează, eu vreau mijlocul de transport în comun să circule fluent. Și sunt tot felul de asperități la care trebuie să găsim un numitor comun. Este absolut deloc simplu, pentru că orice lucru care vrei să-l faci deranjează sau schimbă obișnuința unora care în mod normal se opun unui astfel de lucru. Cumva trebuie să împăcați ambele tabere, și cei care stau acolo și cei care au nevoie de mijloacele de transport în comun. Pentru că, iată, vorbeam tot de capitolul noutăți, planul urbanistic zonal, ce se mai întâmplă cu el? Mai avem fești? Da, după cum am mai spus, noi am terminat întreaga documentație din luna noiembrie 2016. De atunci ne luptăm, aș putea zice, ne luptăm formal cu unele avize. De ce spun formal? Pentru că există o anumită birocrație a lucrurilor. Au trebuit să facem anumite rapoarte de evaluare a impactului la mediu, la Apele Române, rapoarte care sunt totdeauna făcute de terțe firme private. Pentru asta trebuie să organizezi licitații. Ca să organizezi licitații trebuie să ai filă bugetară. Anul trecut, de exemplu, n-am avut buget decât la sfârșitul lui aprilie și primele licitații pornite, adică am putut să le avem de-abia în mai. Am 4-5 luni pierdute, pentru că, știți, n-a fost votat bugetul național decât cu mare întârziere și de aceea n-am avut nici buget local. Și toate astea îți aduc o anumită frustrare a lucrului. În loc să rezolvi ceva într-o lună, nu reușești să rezolvi nici într-un an în mediul administrativ. Și sigur, trebuie să găsim soluții. Poate noi nu reușim exact ca în alte țări din vest, poate nu avem încredere în corectitudine cum au încredere ceilalți, dar astăzi dacă vă duceți la o licitație, nu știu, de schimbarea lămpilor stradale într-un oraș în Germania sau în Elveția sau... O să constatați că la acea licitație participă 2 sau 3 firme locale. Și o să vedeți că sunt niște condiții în care, dacă ar veni o firmă din România, nici n-ar intra în discuție să poată participa. Și o să mai constatați că din cele 3 firme care participă, una câștigă anul ăsta, una la anul, una peste încă un an, astfel încât totul se desfășoară cu corectitudine, deci nu cu prețuri umflate, dar acolo local. La noi lucrurile astea sunt foarte, foarte dificile și la aceste rapoarte la PUG. Am avut firme din București, din Cluj, care au participat. N-au participat din Iași. Vedeți, Palatul Braunstein îl reabilitează o firmă din Italia, bineînțeles, folosind tot oameni din România. Și ar trebui aici să existe o anumită gândire în care să existe un avantaj pentru cei din zonă, nu neapărat din Iași, dar măcar cei din județele limitrofe, pentru că altfel discuți cu partenerii apropiați și altfel discuți cu parteneri de la 500 sau 2000 de kilometri. Foarte mare diferență de a privi lucrurile și dacă într-o țară, și iarăși dau exemplu, gen Elveția, care
sigur, dorește să exporte la toată lumea tot ce se poate, dar dacă ai vrea să te duci acolo să vinzi pe stradă în Zürich mici, te-ar aresta. Deci nu poți să intri, adică foarte greu pe piața lor. Într-o țară ca aceasta, dacă ar exista un DNA ca la noi, care se uită de la fiecare găină, probabil jumătate din țară ar fi arestată. Deci noi, pe de o parte, ne punem anumite ștachete, anumit nivel a ștachetei pentru tot ceea ce înseamnă parte internă. Pe de altă parte, suntem foarte lejeri în atitudine față de acei care vin din străinătate și care încă ne mai vând mărgele. E puțin ciudat, mai ales că ați dat exemplu Palatul Braunstein cu firma din Italia. Mă întrebam acum, nu au fost firme din Moldova, de exemplu, care să se înscrie la licitație? Bănuiesc că a fost pe bază de licitație. Da, au fost pe bază de licitație, dar, repet, noi suntem mult prea deschiși. Poate e bine așa, poate nu este bine, dar sigur ceilalți nu sunt la fel deschiși cum suntem noi. Adică este o diferență foarte mare de abordare a lucrurilor în România, unde oricine poate să vină să-și cumpere teren, să facă, să taie pădurile. Ia să mergem noi cu două firme în Austria și să spunem, domnule, știți, vrem să vă tăiem 1000, nu s-au tăiat 1000, s-au tăiat câteva zeci de mii de hectare de pădure. Să vedeți atunci dacă este cineva acolo de acord, în condițiile în care tu vrei să iei toate avizele exact ca o firmă din Austria sau mai ceva. Nu, tot, spune, nu se poate, stați, mai stați puțin că-s pădurile noastre, la voi poate se poate. Adică o foarte mare diferență care vine din modul în care suntem reprezentați pe plan internațional și din faptul că foarte ușor plecăm capul. Așa este, pentru că, iată, e 1 mai, deja o lună nouă, veniți cu noutăți pentru ședința de Consiliu Local, când va fi aceasta? Da, probabil această ședință va fi acum în prima săptămână a lunii mai și, sigur, în afară de proiectele, aș putea zice, tradiționale de puzuri, sunt și o serie de alte proiecte care prevăd tot felul de regulamente pe la instituțiile din subordine. Sunt un număr ca de obicei de proiecte, cred că până la ora actuală vreo 40 de proiecte care rezolvă într-un fel problemele curente ale orașului. De foarte multe ori nu sunt proiecte spectaculoase. Deci partea aceasta de funcționare a orașului este dificilă și nu totdeauna spectaculoasă. Pentru că e 1 mai, ce activități au avut, de ce fel de activități au avut parte ieșenii? Știm zona de agrement, cred că a fost luată cu asalt și cred că e tradițional deja. Da, am constatat cu plăcere că există o mare fluență de persoane, de mașini către părțile acestea de agrement. Grătarele din zona Rosetei sunt totdeauna supra-solicitate. Da, și sigur, fiecare a dorit să iasă cumva din mijlocul betoanelor, din mijlocul blocurilor și să reușească să ajungă într-o zonă verde. Eu vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Vă așteptăm aici și cu o altă ocazie, cu o altă ediție. Mulțumim tare mult! Și eu mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare! Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.